Selecționerul Anghel Iordănescu și medicul echipei naționale Laurențiu Proiu fac precizări legate de starea atacantului de la Astra Giurgiu. Medicul Laurențiu Proiu prezintă starea medicală a jucătorului Denis Alibek. În timpul partidei de campionat cu FC Steaua București, jucătorul Denis Alibek a suferit o fractură de metacarpian 4 la mână stângă. Inițial, date fiind circumstanțele la acel moment, staful medical de la club a optat pentru tratament conservator al leziunii. Întrucât jucătorul prezenta deformitate anatomică evidentă și durere la examinare, după 4 săptămâni de la accidentare și totodată nu mai fusese efectuată o a doua radiografie de la momentul accidentării, pe 17 mai s-a efectuat un examen computer tomograf. Raportul examenului arată fractură de metacarpian 4 neconsolidată la 4 săptămâni cu deplasare evidentă. Denis Alibek a fost consultat de șeful Comisiei Medicale a FRF, dr. Ioan Codorean, iar indicația medicală de elecție a fost chirurgicală. Jucătorului au fost explicate avantajele și dezavantajele unei intervenții chirurgicale imediate și ale unei intervenții amânate după campionatul european. Decizia finală a rămas la latitudinea jucătorului, care a optat pentru amânarea intervenției chirurgicale, asumându-și riscurile prezentate. Ca urmare a deciziei lui Alibek, s-a contactat UEFA pentru a se găsi modul cel mai eficient acceptat de forul continental pentru a imobiliza fractura și a preveni o recidivă. Domnul Pierluigi Colina va fi prezent în cantonamentul echipei naționale din Italia în calitate de delegat UEFA pe 27 mai pentru informări legate de arbitraj înainte de Euro 2016. Cu această ocazie, în urma consultării cu dumnealui, se va lua o decizie privind cea mai bună modalitate acceptată pentru imobilizare. Selecționerul Anghel Iordănescu face următoarele precizări. Am discutat marți cu Denis și am spus clar faptul că decizia privind intervenția chirurgicală îi aparține în totalitate.